Rugăciunea de cerere pentru sine și pentru alții este rugăciunea în care cerem lui Dumnezeu să ne se împlinească dorințele noastre cele bune. Dar trebuie de precizat că trebuie să fie în rugăciunea de cerere nu voia ta personală, ca și credincios, ci voia ta trebuie să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Cum spune și în Scriptură, nu voia mea, ci voia ta, Doamne, să se împlinească. De aceea și în rugăciunea domnească, de multe ori zicem, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci, îi cerem lui Dumnezeu ceea ce trebuie să nu urmărească interesele noastre egoiste, interesele noastre de a ne înălța, de a cădea în slavă de șartă, de a ne lăuda, și cerem lui Dumnezeu, pentru că în toate cererile de rugăciune se cuprinde un singur cuvânt, mântuirea. Fie că cerem lui Dumnezeu sănătate, fie că cerem lui Dumnezeu bucurie, fie că cerem lui Dumnezeu răbdare, fie că cerem lui Dumnezeu pace sufletească, toate spre mântuirea sufletului, dar și chiar cele materiale, fie că cerem lui Dumnezeu o casă, fie că cerem Dumnezeu mașină sau altceva, lucru material, așa cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, toate să fie întrebuințate în folosul mântuirii noastre. În folosul mântuirii noastre. De aceea, la un moment dat, Sfântul Ioan Gură de Aur zice că bogatul poate să se mântuiască ușor, dărind din bogățile sale celorlalți. Și bogatul este omul care poate să se mântuiască, să păcăiască mai ușor câteodată decât un sărac, care poate fi în mândrie sau slavă de șartă. Adică el vrea să zică Sfântul Ioan Gură de Aur că toate bogățiile de a avea bani, de a avea casă, de a avea mașină, să fie duse acestea în planul cel ceresc de a-și aduna comori în ceruri. De aceea nu este rea bogăția, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ci întrebuințarea ei. Deci, în concluzie, să spunem, în prima concluzie, rugăciunea este convorbirea credinciosului cu Dumnezeu. Omul când se prezintă în fața lui Dumnezeu, trebuie să vină cu sufletul curat, împăcat cu sine și cu ceilalți, cu aproapele. Să ierte celorlalți care i-au greșit, să-și ceară iertare dacă el i-a greșit aproape lui. Pentru că altfel rugăciunea nu este bine primită înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea de care vorbesc și Sfinții Părinți, adică rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mi păcătosul, este rugăciunea care nu se săvârșește doar cu buzele, ci și cu mintea și cu inima. De aceea rugăciunea trebuie să nu fie formală sau mecanică, ci trebuie să pornească din tot simțământul nostru, din toată inima noastră, din tot cugetul nostru, ca și cum Dumnezeu ar fi de față. Practic, rugăciunea este starea prezenței noastre în fața lui Dumnezeu. Un călugăr zice că monahul care se roagă doar când își face pravila, acela nu se roagă. De ce? Pentru că rugăciunea, practic, este o permanentă stare a credinciosului în fața lui Dumnezeu. Orice lucru, orice întrebuințare pe care o facem în zilele noastre, orice ascultare de seamă, trebuie să fie ca o rugăciune în fața lui Dumnezeu adusă.